În 2019, 50 de kilometri de drum județean pe acum noul acord cadru, ca și suma, 50, da, de reabilitat. Și aici pe anul 2019. 2019, da. Da? Continuăm și sperăm să semnăm, să terminăm achiziția, că avem deja contractul de finanțare semnat pentru proiectul european TNT de 60,5 km. Și sperăm să începem lucrările în anul 2019, cu finalizare în 2020. Sperăm și avem certitudinea că vom semna contractul de finanțare pe Suier, pe celălalt coridor care leagă Gropeniu de Silistraru Unirea, de 18,5 km. Și să finalizăm tot ce înseamnă proiecte PNDL, pentru că le-am semnat pe la unul mai este și vă spun că acela o să-l revizuim. Cel de la pe 255A, care leagă de Codul Lung, e aproape gata, în primăvară se va termina deja turna binderul. Cel de la Lișcoteanca e aproape gata și acela. Drumul de baltă la Mărașul se lucrează și sperăm că la anul să-l avem terminat și pe el. Cel de la Victoria iar este avansat și la anul se poate turna covorul și încheia. Deci sunt foarte multe șantiere. Singurul proiect PNDL care are ceva probleme pe parte de soluție tehnică este DC59, cel din baltă care leagă Vlasova. Proiectantul, în momentul proiectării, ne-a spus că asfalt și cei de la minister au spus, dar bine, bine, voi faceți tot coridorul la mare din beton, de ce nu-l continuați din beton? Pentru că este o soluție mai agreată și mai aplicabilă în baltă decât asfaltul. Pentru că asfaltul în baltă de mare tonaj se macină foarte repede și drumul se va strica foarte repede. Și am luat hotărârea să facem o expertiză repede, să reînnoim partea de soluție tehnică. Avem timp să redepunem toate documentele la Ministerul Dezvoltării, să semnăm noul contract pe noua soluție. Ne asumăm, dacă va fi vreo diferență, și sperăm să nu fie vreo diferență foarte mare ca și sumă de bani din Fondul de Dezvoltare a Județului, dar eu cred că soluția cu betonul, acum mi-am dat și eu seama, cred că va fi cea mai viabilă pentru partea de baltă.